ministere, ministerele de resort și care au stat la baza hotărârii de 25 iulie. Corect. Mulțumesc pentru corectură. 25 iulie și m-am uitat pe hotărârea de guvern 512 din 2002 și am spus că cele două ministere care stau la baza acestei hotărâri sunt Ministerul Dezvoltării Regionale și am trimis doamnei ministru Șeide și domnului ministru Agriculturii, domnului Petre Daia, această scrisoare în care a menționat speța respectivă. N-am primit nici până în momentul de față un răspuns. Suntem în termenul legal de 30 de zile. Azi suntem în 24, deci mâine ar fi ultima zi în care am putea să primim un răspuns. Ba mai mult, exact cum am spus și am zis că e corect și omenesc să facem acest lucru, pentru că n-am primit un răspuns foarte rapid. Am trimis în data de 19 și domnului prim-ministru o scrisoare în care am relatat aceleași aspecte referitoare la această hotărâre de guvern 512 și domnului prefect de la Galați, în care i-am cerut să analizeze din punct de vedere legal, prin competențele pe care le are dânsul, aspectele semnalate și de dumneavoastră și de noi, cu privire la legalitatea hotărârii în care Consiliul Local Municipal Galați încalcă o hotărâre de guvern. Și am să vă citesc. Domnului prefect de la Galați l-au rugat, ținând cont de toată formularea, în funcție de răspunsul pe care îl primim de la dânsul, fie pozitiv, fie negativ, să ne rezervăm dreptul de a întreprinde toate demersurile legale. Adică acela de a ataca hotărârea Consiliului Local Municipal Galați în instanță. Domnului prim-ministru i-am relatat exact aceeași poveste, amintindu-i că am trimis adresa către cele două ministere. Și pentru a avea o discuție, cum este normal, corect și pe lege, în cadrul ședinței de guvern sau cu cei doi miniștri, referitoare cu la această speță. Vă sunt la dispoziție. Da, vreau să vă spun o chestiune. În adresa de...